voastră. Ați fi dispus să votați un guvern condus de Nicolae Ciucă în acest moment, domnule Stănescu? Ieri ați fost împotriva susținerii unui guvern minoritar, domnule Stănescu. V-ați schimbat opinia? Paul Stănescu la revenirea la partid, după întâlnirea de astăzi cu președintele Klaus Iohannis. Colegul meu Florin Negruțiu se alătură discuției noastre, urmărim ce se întâmplă în continuare la partide și la Patul Cotroceni. Din nou în acest film, Florin, și avem câteva nume. Nume despre cine s-ar putea regăsi în viitorul executiv. Știm așa, în acest moment sunt informații pe surse, că la sănătate s-ar întoarce Nelu Tătaru, la dezvoltare ar rămâne Ceche Otilă, la interne Lucian Bode ca până acum, o premieră, din nou informație pe surse, Nicoleta Pauliuc pentru apărare, un portofoliu care ar fi pentru prima dată condus de o femeie. De asemenea, la educație rămâne Sorin Câmpeanu, Virgil Popescu la energie, Tanțoș Barna pentru mediu, la cultură deocamdată nu există un nume, o schimbare la finanțe, aici îl vedem cumva păstrat pe Dan Vâlceanu, exista o bursă a zvonurilor care reveni aici Florin Câțu după această mutare, dar știm că Florin Câțu își dorește, și-ar dori șefia Senatului, la muncă Raluca Turcan. Pentru justiție, deocamdată, cu semn de întrebare, e portofoliu care a prins, de fapt, nu până la urmă, tot acest scandal în ultima perioadă. Avem aici pe Cătălin Predoiu sau pe Cristian Băcanu. Cum arată până în acest moment așezările, reașezările, Florin? Până la guvern, ne uităm că domnul președinte Klaus Iohannis ne pregătește un guvern minoritar. A renunțat la Florin Câțu, vine cu domnul Ciucă, dar guvern minoritar. Adică într-o perioadă în care țara este la terapie intensivă, cu multiple crize în straturi, într-un moment în care ar trebui să pui în practică marele program de reconstrucție a României, care înseamnă în primul rând reforme, spune Comisia Europeană, că nu vă dăm banii dacă nu faceți reforme, domnul președinte Klaus Iohannis pregătește un guvern minoritar, adică un guvern foarte fragil, care poate să cadă în orice clipă. Dacă mă uit la tarantela asta din ultimele două luni, pot să fac altceva decât să-mi pun mâna în cap și să întreb, domnul, cine v-a lucrat aici? Ce este, domnule, nebunia asta? Ce s-a întâmplat aici? Ce este haosul? Ce este hărmălaia asta? Acum două luni aveați majoritate parlamentară, aveați guvern stabil, aveați banii de la Uniunea Europeană, 30 de miliarde, deci aveați și planul și banii și resursele și puterea politică să faceți țara asta frumoasă, așa cum v-ați dorit. În două luni ați făcut totul țăndări, praf și pulbere. Asta mi-a amintit, Cătălin, de mamele noastre din Ardeal. Tu ești din Ardeal, nu? Și știi că pe mamele noastre, cel puțin o dată pe an, le apuc așa nevoia de schimbare prin casă. Totul pornește din momentul în care o auzi pe mama spunând, ce caută dulapul ăla acolo, pe peretele ăla? Nu, ăla trebuie să fie, uite aici. Acolo trebuie să fie biblioteca. Și canapeaua trebuie să fie acolo. Hai, pune mâna să mutăm mobilele până casă. Și muți mobilele și muți mobilele și îți dai seama că nu-ți încap mobilele. Și ajungi spre seară cu toate mobilele în mijlocul sufrageriei și zici, bă, hai să le mutăm la loc. Că am făcut din nou o schimbare care nu a mers. Așa și domnul Klaus Iohannis s-a apucat să mute mobilele prin sufragerie pentru că nu avea treabă. Și acum se trezește în situația ca în plină criză să vină cu cea mai proastă soluție pentru România, guvern minoritar. Și aici unii vor spune, domnule, de fapt ăsta a fost planul lui Klaus Iohannis, să înlocuiască USR-ul cu PSD-ul la guvernare. Deci, practic, USR e noul PSD, da? În opoziție. PSD-ul este chemat în afacerea asta pentru că altfel nu trece guvernul Ciucă. Fără voturile unui PSD responsabil, l-ai văzut pe domnul Ciolacu, dintr-o dată a aflat că alegerile anticipate nu se mai pot face și se comportă ca un perfect partid prezidențial numărul 2. E, aici putea domnul Iohannis să meargă pe față cu PSD-ul, să-i cheme, să-i invite la guvernare și să facă o majoritate stabilă PNL-PSD. Preferă să meargă într-o înțelegere pe sub masă cu PSD-ul,
Iar asta pentru PNL va însemna încolonarea voioasă spre groapă. Orice alianță de genul ăsta cu PSD-ul va fi extrem, extrem de nocivă pentru PNL, dar asta până la urmă este problema lor. Este problema lor dacă merg în această aventură a reconfigurării unui nou USL, dar neoficial. Problema este a României, dacă își permite sau nu își permite în acest moment un guvern minoritar care poate să cadă la orice adiere de vânt. E de bun simț să spui că în momentul ăsta țara trebuie să fie guvernată de un guvern care să fie și competent, să aibă și autoritatea și puterea politică să ia niște măsuri nepopulare. Va putea guvernul acesta, chiar condus de domnul Ciucă, un militar, să facă reforme în România? Orice reformă va trebui negociată cu PSD. A apărut deja din partea celor, mă rog, sunt informații pe surse, cu asta lucrăm în aceste ore. Faptul că socialdemocrații vor impune în aceste negocieri, timp de 6 luni, un soi de to-do list. Adică suntem cu voi, păstrăm legătura în aceste 6 luni, dar avem niște borne pe care le agrem împreună. Uite cum a ajuns domnul Iohannis la mâna PSD. E foarte, încă o dată, este de neînțeles. De ce a făcut, de ce a rotit mobilele în casă? De ce a trebuit să spargă guvernarea? Era guvernul lui, era guvernarea lui. Să fie la mâna lui Ciolacu și a lui Dâncu și a PSD-ului, să ascultă de condițiile PSD-ului în alminter să-i cadă guvernul, pare de neînțeles. Ce-i cu seren ecuația asta? Dacian Cioloș era încă optimist în prima parte a zilei, deși de pe toate sursele apare foarte clar, nu mai există niciun fel de coaliție în care să apară și USR în calcul, dar Dacian Cioloș spune că asta este varianta cu care va merge la Cotroceni. Ce se va întâmpla cu da, seren? Probabil n-au aflat încă de discuțiile de aseară dintre domnul Iohannis și partid. S-a dus domnul Iohannis și le-a spus Florin Câțu is out, Ciucă is in. Și asta este dorința mea. Domnul Câțu s-a dus azi la partid cu voce tremurândă și le-a spus avem un mandat să-l votăm pe Ciucă. Toată lumea a ridicat mâna, unanimitate, Ciucă premier. De unde ieri, știi cum erau, toți încolonați în spatele lui Florin Câțu. Asta îți arată că domnul Klaus Iohannis are în continuare autoritate la Partidul Național Liberal și vrerea lui se va face și se face. E, dorința domnului Iohannis este fără USR, pentru că nu poate să treacă peste sfidarea de acum o lună și ceva, când au părăsit guvernarea. Și atunci nu iartă, le dă o lecție în continuare, îi ține pe margine, îi ține pe tușă, chiar cu riscul de a avea un guvern minoritar. Este un risc asumat până la urmă. Și atunci te întreb de ce face domnul președinte lucrurile astea. Pentru că e clar că nu este un plan. Cine va mai fi nu este un calcul politic în spate. Cine va mai fi opoziția, noua opoziție din Parlament? Aur este opoziția în România. Asta este realitatea. Asta este consecința celor 2 luni de nebunie din România. Aur a crescut, cred că și-a dublat procentele în ultimele 2 luni. Aur face o poziție atipică, neparlamentară, este un fel de gherilă parlamentară acolo, pe rețele sociale, cu mesaje țintite, coordonate. Aur reprezintă 70% din populația României care nu s-a vaccinat. În numele acestor oameni vorbește. Și pe oamenii ăștia, scopul Aur e să-i țină acolo. În beznă, în această situație în care oamenii nu au încredere în autorități, nu au încredere în stat și pe bună dreptate, până la un punct, dar adevărata opoziție în perioada asta nu a fost PSD-ul, care s-a comportat ca un partid prezidențial, l-a ținut pe Câțu în viață până la Congres, acum votează guvernul lui Klaus Iohannis, ci, din păcate, o spunem, din păcate, Aur, care este un partid antisistem, extremist, și este un partid foarte iubit la Moscova. 10 zile pentru USR în care ce s-a întâmplat acum, Florin? Astea 10 zile cui au folosit? Săptămânile trecute. Păi antreprenorilor de pompe funebre. Din păcate. Asta e realitatea. 10 zile pierdute. Acum 2 zile a venit domnul Klaus Iohannis să ne spună că guvernarea este o extremă urgență și de fapt măsurile restrictive sunt o extremă urgență, drept urmare facem mâine o ședință ca să anunțăm că vineri se vor lua niște măsuri care intră în vigoare începând de luni, asta înseamnă 4 zile în care înmulțește cu 3-400 de decese zilnice. Gândește că toate măsurile care se iau astăzi, efectul lor se va vedea cel mai devreme în 2 săptămâni. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru analiza ta.